Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 170 ediții de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le vedeți pe pagina IDIS Viitor, Privesc Eu sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi, pentru prima dată, vreau să discutăm un subiect care nu a fost abordat de noi nici sub o formă, mai mult ca atât, cred că este un subiect atât de important, în special în ultimii ani se vede importanța lui, că nu m-aș mira dacă în viitorul cel mai apropiat va trebui să revenim încă o dată, încă o dată și încă o dată. Vreau să vorbim despre irigare în Republica Moldova, despre sistem de irigare care nu le avem, care trebuie să le avem, ce am făcut noi și vreau să discut lucrurile acestea în contextul crizelor care tot mai des se întâmplă în agricultură, situațiilor neplăcute și atunci să ne uităm dacă acest lucru se întâmplă din cauza naturii sau se întâmplă din cauza noastră. Înainte de a trece la irigarea propriu-zisă, aș vrea să fac așa un context micuț în privința producției agricole din Republica Moldova și să facem câteva constatări. În 2010, producția agricolă globală în Republica Moldova era 20 de miliarde lei. A crescut după aceasta, am avut scăderi, vorbim de prețuri nominale, recordul absolut în 2021, 48,4 miliarde lei. Agricultorii îmi spun că de când lucrează ei n-au avut așa an ca 2021 și cu păreri de rău cred că nici nu vor avea în viitor apropiat. După aceasta a urmat 22, 23, 24, anul acesta inițial se prevedea să fie un an bun. După mine, situația va fi destul de complicată. Eu am utilizat datele oferite de guvern, cu toate că cred că ele sunt încă relativ optimiste. Guvernul acum a estimat că în acest an producția agricolă vom finaliza-o la 45 de miliarde lei. Vedeți, chiar mai puțin decât a fost în 2021. Dar după cum bănuiți, leu de astăzi nu-l compar cu leu de ieri, de aceea am luat care este producția agricolă globală, luând ca comparația anul 87, atunci când noi am avut maxima de producție agricolă. Vreau să spun că aici estimări ne permit să vorbim doar de partea dreaptă a Nistrului, să nu credeți că sunt datele necomparabile, sunt comparabile. Deci, în 87 am fost la 100%, apoi am scăzut până la 40%, deci de 2,5 ori a scăzut producția agricolă. Recordul absolut a fost în 2021, vedeți, și salt față de 2020, este ceva incredibil, așa ceva n-a fost în istoria noastră, într-un singur an noi practic am sărit toată perioada de independență, dar a fost de scurtă durată, a urmat 22 un an foarte prost, 23 un an relativ bun. În acest an mă voi conduce de prognoza guvernului, cum avea totuși o creștere pozitivă, ceea ce eu mă bănuiesc că nu va fi așa, cred că cel mai degrabă va fi negativă, dar observăm că noi în acest an suntem doar la 2/3 ce am fost cândva și cu 10% mai puțin decât în anul 2021. Deci noi nici n-am reușit 22, 23, 24, nu reușim să ne întoarcem înapoi la 21. După cum bănuiți, factorul de bază ce este aici este seceta și condițiile climaterice, dar aceasta cât n-ar fi de sau nu este secundar, chiar dacă noi credem că este de bază. Haideți să ne uităm ce se întâmplă cu ploile în Republica Moldova. Nu sunt agricultori, agricultorii vă vor spune legat de cât de cum plouă, că și în dependență din ce luni ale anului plouă, tot este extrem de important. Eu am luat pur și simplu datele oficiale cât a plouat în Republica Moldova. Prima constatare foarte simplă. În Republica Moldova, în ultimii 10 ani, a plouat cu 10% mai puțin decât în precedenții 10 ani. Deci primul an, 20 n-am înțeles, 21 a fost unul foarte bun, 22, 23. Deci primul an când tu ai secetă și nu înțelegi, este ok, a doilea an nu prea, după anul 3 înseamnă că problema nu este în secetă, dar este în tine. Și acum și-a voi arăta de ce eu am acest lucru. Deci problema numărul 1 la Republicii Moldova nu sunt condițiile climaterice, nu este seceta, dar este faptul că noi nu răspundem la această secetă, iar trebuie să răspundem prin sisteme de irigare. Deci prima concluzie este că la noi în ultimii 10 ani de zile plouă cu 10% mai puțin decât în precedență. A doilea concluzie, tot evident, dacă ne uităm în grafic, în regiunea de sud a Republicii Moldova, în mediu, plouă cu 20% mai puțin decât în restul țării. Am luat restul țării, în principiu, la nord de ceva mai mult. Deci, două constatări fundamentale. Prima, în Republica Moldova avem mai puține precipitații. Doi,
La sudul Republicii Moldova, situația este cu mult mai proastă sau, mai bine zis, cu 20% mai proastă decât în restul țării. Aici eu nu vorbesc despre faptul că plouă neuniform, despre faptul că o să ai sisteme de captare a apei și după aceasta utilizarea e exact atunci. Când trebuie toate acestea, le omit, eu doar am spun scurt și clar. Avem mai puțin apă, ploaie, nu apă, dar ploaie, și 2% situația este cu mult mai proastă, lucru care deja noi toți începem să realizăm, greu că mai târziu decât acum. Ce avem noi? Care sunt sistemele noastre de irigare? Și aici întrebarea este foarte corectă. Înainte spuneam terenurile irigate, iar acum noi avem o noțiune cu mult mai diplomatică, terenurile amenajate pentru irigare. Și înseamnă asta în limba românească? Că noi cândva am avut sisteme de irigare, am avut cândva construite apeducte, am avut pompe, am avut stații de captare, am avut totul. Acum e ruinat și în principiu noi spunem că la ziua de astăzi avem 216.000 hectare de terenuri amenajate pentru irigare. Dar ele sunt irigate undeva la nivel de 10%, doar 25-30 de mii de hectare. Haideți să luăm așa, am auzit diferite cifre, de la 7.000 până la 40.000. Haideți să ne oprim la 25.000 de hectare, ceea ce este 1% din toată suprafața țării. Dacă ne uităm pe hartă, vedeți așa o hartă, am luat-o cu mare mobilitate de la FAO. În Republica Moldova avem câteva fâșii care sunt, fiți atenți, nu irigate, pregătite pentru irigare. Deci cândva au fost irigate, am avut sisteme de irigare, acum nu avem. În rest, vedeți, pustiu în sensul adevărat al cuvântului. După cum am spus, este foarte greu să înțelegi cât irigăm noi astăzi, că noi avem 216.000 hectare de terenuri irigate, dar în realitate mai puțin. De aceea, întrebarea mea este una simplă. Tot biroul de statistică ne dă câtă apă din cât consumăm noi, anual o pompăm pentru irigare. Aici e clar. În anul 90 noi am pompat 900 de milioane de metri cub de apă pentru irigare, fiți atenți, 900 de milioane. Astăzi, nu știu ce biroul de statistică pe 23 de la 18 milioane, cred că este ceva care va trebui verificat, dar sunt undeva 50 de milioane de metri cub pentru apă. Deci am scăzut exact de 20 de ori. Deci în prezent, Republica Moldova, intensitatea de irigare este de 20 de ori mai mică decât a fost cândva. În condițiile în care condițiile climatice astăzi sunt cu mult mai proaste. Deci avem o intensitate de irigare 20 de ori mai mică, deci la 900 de milioane de metri cubi, noi am ajuns la 50, ceea ce este foarte și foarte puțin. Dar, înainte de a începe discuția ce facem noi, mi s-a părut relevant să privim Moldova în context regional. Când vorbim de context regional, am luat datele pentru Republica Moldova, Ucraina și România, sunt țările unde suntem înconjurați. Apropo, noi avem două râulețe, unul hotar cu România, unul hotar cu Ucraina. Deci, pe anumite porțiuni, vorbim de râul Nistru și de râul Prut. Acum să ajungem și la el și să ne uităm ce se întâmplă. Deci, primul lucru care îl văd este intensitatea utilizării a irigării sau apă în agricultură. Ce am făcut eu? Am luat toată apa pe care noi o folosim pentru irigare și am împărțit-o la suprafața tuturor terenurilor agricole. Vorbim de terenuri arabile plus terenurile plantații multianuale. Noi pe an folosim 28 de metri cub de apă la hectar, în mediu, România 276, Ucraina 90. Prima concluzie este evidentă. Republica Moldova, care se află în condiții climaterice mai proaste după volumul de precipitație, la noi cantitatea de precipitație este mai proastă și ca în Ucraina, media, că în Ucraina au de 300-400 de milimetri pe an până la 1200-1500, iar media la ei este mai ridicată ca la noi și în România media este mai ridicată. Deci noi fiind în condiții climaterice mai proastă decât în ansamblu Ucraina și în ansamblu România, că ele fiind țări mari, e foarte diverse, noi utilizăm apă pentru irigare sau intensitatea de irigare în Republica Moldova este de 3 ori mai slabă decât în Ucraina și de 10 ori mai slabă decât în România. Deci noi primul obiectiv care să punem, să ajungem cel puțin în Ucraina, de dorit să ajungem în România. Asta înseamnă că trebuie exact de 10 ori să creștem. Nu mai spun să ne întoarcem la nivelul care am fost de 20 de ori. Deci asta este prima concluzie. Haideți să ne uităm pe toată Europa. Eu am luat toată Europa, datele sunt foarte disponibile, iar și ați înțeles, cantitatea de apă folosită de fiecare țară pentru irigare, pentru agricultură, mai corect spus, și suprafața de terenuri agricole care cuprinde toate tipurile de terenuri agricole. Primele 5.
observați foarte bine, trebuie să o ținem în căpșorul nostru, vorbim de țările de la sudul Europei, țări care se confruntă cu temperaturi ridicate și cu volum de precipitații foarte scăzute, dar au o agricultură intensă, au o agricultură cu producție mare, cum o rezolvate foarte simplu. Malta, 2500 de metri cubi la hectar media anuală. Grecia, 2500. Eu am rotunjit, vedeți, la Malta aproape 2600. Portugalia, 1900. Italia, 1800. Spania, 1600. De observați, țările de la sud, cantitatea de apă pe hectar este de 100 de ori mai mare decât în Republica Moldova. Media europeană 342, România pe locul 11 cu 276, deci ați văzut, Ucraina cu 91, Republica Moldova este la capătul Europei, alături de Suedia și Lituania. Tot problema că Suedia și Lituania se află la nordul Europei, unde au apă, au tot, deci lor chiar n-au nevoie de apă și de irigare. Deci noi suntem la nivelul țărilor din nordul Europei, care ultimul lucru care le trebuie este să efectueze irigarea, că Islanda general au 2 metri cubi la hectar, că lor chiar nu le trebuie așa apă niciodată. Deci prima concluzie care o facem, că Republica Moldova, ceea ce vorbim noi de secetă, un an, al doilea, deci eu cred că poți vorbi despre secetă primii 2 ani, după aceasta nu mai voi vorbi despre secetă, după aceasta ai o singură întrebare, de ce noi nu facem nimic? Deci asta e prima concluzie. Mergem mai departe. Care este rezerva de apă? Care este capacitatea de apă anuală a Republicii Moldova? Deci câtă apă avem noi în Republica Moldova anual apă regenerabilă? Deci apa care vine la noi, cât avem noi? Noi avem pe an la fiecare hectar de teren 6340 de metri cub de apă. Utilizăm 28. România are 23.500, utilizează 276, Ucraina are 5.189, utilizează 90. Ce înseamnă lucrul acesta? Din cantitatea de apă pe care o are Republica Moldova anual, noi folosim mai puțin de jumătate de procent. Restul 99,5% chiar că se duc pe apa sâmbitii. Acum și am să vă arăt graficul. România folosește 1,2%, Ucraina 1,8%. Deci din toată apa disponibilă în țară, noi reușim efectiv să folosim doar jumătate de procent. Restul nu folosim. Hai să ne uităm alte țări. Am luat de la datele videzii unii, Malta folosește 45%, Spania 17%, Grecia, Italia, iar vedeți, domină țările de la sud, media europeană 1,3%, România 1,2%, Ucraina, ați văzut, 1,7%, Republica Moldova 0,4%. Deci este foarte puțin. Un indicator este, și aici vă rog să vă uitați atent, acum cred că să înțelegeți într-adevăr cum suntem noi organizați. Un alt indicator este dependența. Sau câtă apă la noi vine de peste hotare și cât o avem a noastră internă. Din tot volumul de apă pe care îl are Republica Moldova, apropo, apă, Republica Moldova are 12,5 miliarde metri cub pe an, deci asta este apa care am putea folosi. Noi folosim pentru agricultură, dar jumătate de procent, ați prins-o, deci jumătate din capacitate, 86% din toată apa vine din altă parte, în România 80, 68 în Ucraina. Deci cea mai mare potențial de apă la noastră sunt pe două râuri și 86 vine. Ați putea spune, domnule, suntem vulnerabili, noi avem 12%, 14% din apă, 13%. Ei, situația nu e chiar așa. Noi anual, din apa care vine, pleacă din Moldova cu 1 miliard de metri cub mai mult. Altfel spus, noi nu când utilizăm apa care vine la noi, da, pe două râuri, dar noi și apa noastră care se formează, deci care este generată, regenerată în fiecare an pe teritoriul Republicii Moldova, 1 miliard de metri cub ne-au putem folosi și au pleacă în fiecare an pe apa sâmbitii, îmi cer scuze că folosesc, dar altfel nu pot spune, ce este 1 miliard de metri cubi? Este exact de 20 de ori mai mult decât noi în prezent folosim. Ceea ce vă pot spune este foarte simplu. Deci noi, dacă am avea posibilitate doar să utilizăm apa care pleacă în prezent din Republica Moldova 1 miliard de metri cubi, asta ar însemna că noi ar trebui să creștem capacitatea noastră de utilizare a apei în agricultură de 20 de ori sau la nivelul care a fost cândva. Ce avem noi astăzi? Ce a reușit Republica Moldova?
Republica Moldova, datele le-am cât de cât clare, începând cu 2013, voi încerca să mai găsesc date. Până în ziua de astăzi s-a investit, estimez undeva 1,2 miliarde lei în sistem de irigare. Este foarte bine. Este foarte bine. Cam o treime din acești bani guvernul oferă sub formă de subvenție, deci din acest 1,2 miliarde oameni de afaceri au investit vreo 800 de milioane, restul vreo 400 de milioane, estimez că sunt vreo 400 în total, guvernul le-a dat sub formă de subvenție. Trebuie să recunosc că ultimul timp guvernul dă subvenție, observați, în 2014 am fost 36 de milioane de lei, după aceasta a scăzut, în 2021-22 s-a dat puțin criza, 23 guvernul a dat cu mult mai mult dublu, în 24 estimez deja s-a dat 28 de milioane, cred până la sfârșitul anului sper să ajungem la 55 de milioane și poate reușim chiar mai mult în cont de contextul în care ne aflăm noi, dar e mult sau puțin aceasta. Republica Moldova are nevoie pentru reabilitarea sistemelor de irigare cam de 2 miliarde de euro, dintre care persoanele fizice trebuie 1,4, efortul autorităților vreo 600 de milioane. Dacă observați, noi până astăzi autoritățile statului au dat cam 20 de milioane, deci trebuie cam de 30 de ori mai mult decât s-a făcut în ultimii 10 ani. Evident, aceasta nu poate fi făcut din banii bugetului public, că noi nu avem bani aceștia, asta înseamnă împrumuturi externe, contractate de autorități și asta înseamnă granturi externe. Dacă m-ați întrebat pe mine care e problema numărul 1 în Republica Moldova, vă răspund foarte simplu. Sisteme de irigare în agricultură. Doar să le aducem la media europeană sau media regională, România și Ucraina, nouă trebuie un efort financiar considerabil. Dacă ne uităm raportat la PIB, vedem că noi acum suntem peste media din toată perioada, dar cu mult mai slab decât în 2014 și trebuie să creștem cel puțin de vreo 3-5 ori ca să fim cât de cât bine. Încă un lucru interesant. Dacă ne uităm atent, noi observăm că în Republica Moldova, după ce am avut anul de secetă 2020, solicitările de bani pentru irigare au fost mult peste capacitățile guvernului. Uitați-vă, au cerut agricultorii, au dorit 70 de milioane în 2020, au primit 32. În 2021 au dorit 75 de milioane, s-au dat 24. În 2023, 74 de milioane, s-au dat 20 de milioane. Doar în acest an, lucrurile cred că vor fi chiar în 2024, cred că banii real alocați vor fi de vreo, cred, 55-60 de milioane. Încă o dată, repet, deja 28 de milioane s-au dat în prima jumătate a anului. În final, ce vreau să spun, Republica Moldova, ca și întreaga Europa, trece printr-o, ca și întreaga lume, de fapt, dar să ne oprim la Europa, regiunea noastră, trece prin niște procese climaterice care deja nu pot fi ascunse. Cert este că Republica Moldova anual deja are cu mult mai puține precipitații, iar cel mai grav este sudul Republicii Moldova. Apropo, am vorbit de râuri, dar n-am vorbit de lacuri. Cele mai mari trei lacuri care le avem noi este la nord Costești Stânca, este în centrul lacul de Băsari și la sud avem cel mai mare lac, este lacul Cahul. Lacul Cahul pe care noi îl învățăm împreună cu România, cu Ucraina, am cer scuze, și avem acord cu Ucraina că ei ne dau voie să utilizăm apa din acest lac pentru 30.000 de hectare. Întrebare, ce nu facem? Deci ai lacul Cahul, chiar vreau să merg acolo într-un viitor apropiat, deci și să mă uit pe partea aceasta de apă care le avem noi, deci ai trei capacități de lacuri și cum le utilizăm noi, de ce vrem lucrul acesta să-l facem? În condițiile în care situația climaterică este de așa natură, în condiții în care Republica Moldova folosește doar 0,5% din apa disponibilă anual, deci în toată apa care avem în parcursul unui an, noi folosim doar 0,5%, cred că avem ceva de făcut. În opinia mea, concluzia de astăzi este una. Ne consolidăm capacitatea de captare și utilizare a apelor disponibile, să ducem acest indicator cel puțin să nu se ducă 1 miliard de metri cubi de apă care pleacă în fiecare an de la noi, să reușim, asta înseamnă să creștem de 20 de ori intensitatea de utilizare a apei în agricultură, nu cred că vom realiza în 5 ani de zile, să dea Domnul în 10-15 ani, dar trebuie să începem acum. Și sudul Republicii Moldova merită o atenție deosebită. Deci eu cred că aș concentra eforturile sudul Republicii Moldova, aș lua lacul Cahul,
după aceasta mă ridic la deal cu Costești, după sar, după aceasta apa din râuri și în final, dacă va fi nevoie, apele subterane, acolo unde nu poți capta și unde nu poți acumula apă în bazinele de acumulare apelor. Dar asta deja cred că vom implica aici și specialiști în domeniul dat cu certitudine. Astăzi am făcut o privire generală de ansamblu. Sper că această analiză va fi utilă pentru toți cei care iau decizii. Sper foarte mult că și Ministerul Agriculturii aici este total de acord cu ce cred că și spun eu, dar guvernul în regime, Parlamentul, va înțelege că Republica Moldova nu mai poate sta cap ascuns în nisip și Republica Moldova trebuie să acționeze. De altfel, noi tot așa să ne bâlbâim pe loc cu producția agricolă care rămâne încă la un nivel rușunos, nici că acum nu putem să ajungem la nivelul care l-am avut cândva, dar nu când l-am avut cândva, măcar nivelul al lui 2021, nici că acum nu putem repeta performanța și arătăm că, de fapt, noi nu suntem în stare să gestionăm crizele. Dar cum de domnul, ce se va întâmpla, cum va fi, aceea va fi. Lucru care, cum să vă spun eu, nu este frumos pentru o țară care pretinde de a fi țară, membra Uniunii Europene. Vă mulțumesc și pe data viitoare.